Tot mai mulți români se îmbolnăvesc de parodontoză. Fumatul, alimentația haotică, dar și stresul sunt câteva dintre cauzele acestei afecțiuni. Câteva măsuri preventive simple ne pot asigura o dantură sănătoasă pe termen lung. Doamna din imagine fumează de mai bine de 20 de ani. Pe lângă asta, periuța și pasta de dinți au fost dușmani ani de rândul. N-am avut o educație în genul acesta. Știți cum m-am crescut la țară, ne spălam mai rar. În copilărie ne spălam cu sare, cu bicarbonat. Ca așa știam de la bunici. Costul acestui comportament greșit este însă imens. A făcut o formă gravă de parodontoză. Din păcate însă acesta nu este un caz izolat. Un raport recent al Organizației Mondiale a Sănătății arată că boala parodontală afectează peste 20% din persoanele cu vârste cuprinse între 35 și 44 de ani. Regulă valabilă mai ales în România. Factorul determinant al bolii parodontale este întotdeauna microbian. În gura noastră există microbi cu care conviețuim fără nicio problemă, acele microorganisme să profite și microbi patogeni care produc boala parodontală. Factorul genetic cântărește însă și el destul de greu în apariția bolii. La pacienții cu părinți care suferă sau au suferit de parodontoză cresc șansele de apariție acestei boli. Un lucru este cert, foarte mulți dintre noi ajung la medicul stomatolog abia atunci când durerile nu ne mai dau pace. Medicii susțin însă că este bine să facem un control de rutină stomatologic măcar o dată la 6 luni. Parodontoza descoperită astfel în faze incipiente poate însemna automat și că dinții dumneavoastră vor fi salvați. Când inflamația se localizează la nivelul gingiilor, vorbim de gingivite, de inflamația gingiilor. Este o formă reversibilă a bolii parodontale când putem trata și putem pur și simplu să oferim pacientului restitutio ad integrum, deci vindecarea completă. Dacă boala parodontală depășește însă stadiul de gingivită, începe procesul de distrugere a țesuturilor rădăcinilor dentare și în timp se poate ajunge la pierderea completă a dinților. De aceea este foarte importantă prevenția. În primul rând, vizita regulată la medicul dentist, renunțarea la unele din viciile noastre păcătoase, precum fumatul, consumul de băuturi carbogazoase, cât și evitarea factorilor de stres. Situația este cu atât mai gravă cu cât avem probleme dentare încă de la vârste fragede. Ultimul studiu în domeniu arată că 75% dintre copiii cu vârste de până în 13 ani au carii pe dinții temporari, iar 4 din 10 copii au carii pe dinții definitivi.